Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am citit că în București se fac benzi unice pentru autobuze și păi pentru restul... Da, nu, stai, astea se fac pe Bulevardul Aviatorilor și pe Bulevardul Regele Mihai I, așa se cheamă acum, porțiunea aia de pe Chiselev, care este între Casa Presei Libere și Arcul de Triumf. Viceprimarul Capitalei însă, Stelian Bujduveanu, a precizat că aceste benzi unice vor fi pe mijlocul bulevardelor, nu pe laterale. Nu poți să le facă pe deasupra. Sunt orașe în care s-au făcut pe deasupra, dar nu... Sunt foarte intrigat. Puțin, deci pe Chiselef acolo, toată bucata aia care are... Da, aia are o logică. Deci, pe Bulevardul Regele Mihai, deci bucata aia de Chiselef, între... Arcul cine... de Triumf și Piața Presei. Da, pentru cine știe București, acolo există pe mijloc, acolo merge parada de 1 decembrie. Da. Deci aia are o logică, să zicem. Da? Că există cumva și pe laterale sunt, drumul are 3 benzi, din câte știu, are 3 benzi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, da. Și pe mijloc au făcut 2, dar de fapt se duc una jumate cu una jumate. Da, pe aviatorilor? Adică pe aviatorilor. De ce nu le fac pe laterale? Asta nu înțeleg. Care este ideea pe aviatorilor? De ce? Chiar și pe Chiselef acolo, adică acolo autobuzele nu trec atât de des încât să blochezi toată bucata aia. Nu, asta e principiul benzii unice. Și de obicei, când faci bandă unică, o faci pentru transportul în comun, adică faci și pentru taxiuri. Sau Uber, sau ce mai e. Așa se fac. Okay. Dar nu înțeleg, adică bun, ok. Deci dacă faci banda pe centru, oricum pietonii pasagerii trebuie să ajungă la autobuzul respectiv, deci trebuie să faci și refugii. Bine, pe Chiselef acolo sunt bucățile de spațiu verde și să zici că acolo poți să adaptezi puțin și să faci o stație. Okay. Dacă stai într-un picior în stație... Ba da, și după aia trebuie să traversezi strada și o să fie ca refugiu de tramvai. Nu mai, nu. Da, pe avia. Ce nu? Se face stație tot pe marginea drumului, doar că pe urmă revin pe bandă. Nu să revină în vorbe, pe Chiselef ai nebunit. Deci e de pe mijloc, trebuie să ducă 3 benzi pe banda întâi în stație și după aia să revină pe centru. Cum îți imaginezi că se întâmplă asta? Bine, altfel cum să faci? Păi, dar cum să faci asta? Că înseamnă că trebuie să traverseze... Ești Ștefan cel Mare, merg pe linia de tramvai autobuzele, că ai banda unică. Păi da, dar opresc în stațiile de tramvai care există deja. Nu, revin pe marginea drumului și parchează. Serios? Trag în stație, da. Nu cred, că înseamnă că trebuie să tai copaci. Sunt foarte curios cum o să facă. Și pe aviatorilor la fel. Deci cum? Dar e complicat, într-adevăr. Nu înțeleg. Și deci trebuie să facă refugii. Și după aia pasagerii, tot le zic pietoni, pasagerii vor trebui să traverseze prin fața mașinilor ca să ajungă pe trotuar. Sunt treceri de pieton, probabil că nu vor face mai mult o stație acolo. Că nici nu cred că mai e o stație. Bun. Cred că e stație la Arcul de Triumf. Și după aia mai e una la berărie acolo. Pentru cine nu e din București, nu cred că interesează prea mult. Eu altceva vreau să spun, că presupun că o să înceapă să apară sau există deja benzi astea, benzi unice pentru transportul public în mai multe orașe. Și în București sunt mai multe. Dar nu înțeleg care este rostul lor dacă nu îi sancționezi pe cei care, pe șoferii care intră pe benzile respective. E super frustrant. Eu știu pe Unirii, este bulevardul ăla foarte lung, are o bandă unică acolo, au pus și niște pilonei. Da, sunt de plastic, că să nu rupă mașinile. Da. E plin de mașini pe banda aia și stai ca prostul, stau ca prostul și mă uit la toți șmecherii care se bagă nu pe acolo. Nu stai ca prostul, stai civilizat. Stau civilizat. Dar asta este senzația. Bă, dar eu mă luați de prost. Cel mai tare exemplu, să știi că e pe Splai, pe Splaiul Unirii. Practic până se ajunge acolo unde zici tu. E o bandă de biciclete, făcută mai lat, așa că să mergi civilizat, știi, nu s-au zgârcit. Da. Problema e că banda aia nu e delimitată de cu bolari sau cu alte chestii, liber și la e suficient de lată cât să intre o mașină. Da. Și atunci pe banda de biciclete e plin de mașini. Da. Știi ce care e chestia? Că poți ajunge acolo să fie banda aia liberă. Și se bagă unul, după și care se bagă toți. S-au umplut. Da. Știi? Și practic din 3 benzi sau câte sunt acolo, se fac 4. Adică ce rost are într-un oraș atât de aglomerat în trafic ca Bucureștiul, dacă desenezi benzi unice, să nu și impui folosirea lor pentru scopul pentru care le-ai făcut, adică pentru transportul public. Că așa descurajezi oamenii să le respecte, de ce nu se dau amenzi pentru asta? Încă o dată, lucrurile se învață cu amenzi, frate. Cu disciplina asta se învață cu amenzi. Cred că se dau de aceea situație. Eu n-am văzut pe nimeni. În cazul celorlalte abateri, tip staționare, pe care m-am enervat zilele trecute. Băi, și vezi oamenii în ordine, adică... Hai să zic, știi, păi că avem și chestia lumea, asta. Mă. Dacă vezi un bombardier, cum le zicem noi acum, generic. Da. Da? Te-ai obișnuit și, mă rog, în jur, în barbă... Bă, da, am văzut femei, am văzut oameni cu mașini modeste, păi, și oameni civilizați.
Băi, dar nu, dar sunt situații în care este atât de evident că încurci traficul. Da. Adică sunt zile când e aglomerat și tu ești singura mașină oprită acolo. Da. Și 50 de metri mai în față, pe dreapta, e loc de parcare. Sau o străduță pe care poți să intri. Nu judecă. În dimineața asta pe DN1, pe întuneric, se merge foarte tare. La un moment dat, zbang, se oprește traficul înainte de podul de la Otopeni cu vreo 500 de metri. Oprise unul în mijlocul drumului pe banda întâi. E adevărat, pusese avariile, dar coborau niște oameni din mașină. Nu avusese nici măcar bunul simț să tragă pe dreapta, că acolo este un pic de loc să tragi pe dreapta. Plus că este super periculos. Nu te gândești un pic când faci asta? Mulți consideră că acel buton de avarii e un fel de piua. Adică, gen, exact. Bă, dacă am apăsat pe ăsta, acum am câteva minute, n-au ce să-mi facă. Sau cât o fi. Știi, cam asta e. Dom'le, ce poate? Nu vede că sunt pe avarii, deci nu vede că sunt pe piua. Da. Da. Bun. Da. Deci, da, suntem pentru benzile unice, unice, pentru transportul public, dar vă rugăm frumos, dragi polițiști, bă, noi suntem, vorbim și noi ca... Nu ne bagă nimeni în seamă, din punctul ăsta de vedere. Deci e cel mai ascultat radio din orașele României, poliția rutieră și poliția locală la fel. Zicem, de luni de zile, de banda asta de circulație blocată de mașini lăsate sau abandonate sau parcate, băi, chiar în dreptul semnelor de... Înțelegi? Da. În dreptul semnelor de parcare interzis, oprirea interzisă, staționarea interzisă, peste drum de permise. Nu interesează pe nimeni, alea sunt tot timpul. Să nu uităm cine a inovat totuși chestia asta nemai văzută nicăieri în lume cu banda unică. Doamna Gabi, nu uitați că a pus între podul pus de la... la intrarea în București, la intrarea în București proastă, până da? La Piața Presei, brusc, așa, peste, da, noapte, peste noapte, și s-a făcut coadă până în Corbeanca. Până la, nu, hai să râzi, până la Săftica, a fost cea mai lungă ambuteiaș din România. Băi, deci, ever. A fost absolut senzațional. Altfel, Cristi din Craiova, zice, la Craiova, la gară, să nu mai mașini de peste 50.000 de euro, toate defecte pe avarii. Ia uite. Băi, nu știu dacă ați văzut. Voi ați văzut ce se întâmplă pe site-ul nostru? Pe site-ul nostru? N-ați văzut? Nu, ce? Ia. Isteirea, e incredibil ce se întâmplă pe site-ul nostru. Europa FM? Nu Europa e umă, Europa FM. EuropaFM.ro. Intrați acum pe EuropaFM.ro și spuneți-ne dacă, prin WhatsApp, dacă ați văzut ce se întâmplă pe site, pe site la noi. Dacă nu, vă spunem noi imediat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.